O lege care este încă în lucru. O lege care, pentru doamna Lia, ministereasa noastră la muncă și protecție socială, este o prioritate. Cel puțin așa spune dânsa, numai că e o prioritate care a fost amânată. A fost amânată, cred eu, din lipsa banilor și din lipsa clar viziunii în ceea ce înseamnă recalculare și reașezarea sistemului de pensii din România. Dar, așa cum v-am obișnuit, acolo unde eu mă pricep mai puțin sau spre deloc, chem experții. Știți cum era reclama aia, sunați oamenii de la, știți, în anii 90? Ei, eu l-am sunat pe domnul Bența. Bună ziua, domnule Bența. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și-a avut eleganța finanțe și fiscal să vină în platou și să discutăm despre, repet, un subiect care vizează milioane de români. Și eu nu mă refer la pensionari, pentru că pentru cei care sunt deja în plată la pensie, lucrurile sunt aproape clare. Mai grav, spre gravisim, este ce se întâmplă cu aia care se apropie de pensie, cu aia care sunt încă în activitate, cu aia care se pun din ce în ce mai des în situația să se întrebe, și credeți-mă, am primit zeci de întrebări, mai mult sau mai puțin, la fel, aproape identice. Bă, noi o să mai avem cine să ne, pe noi o să mai aibă cine să ne plătească la pensie? Adică mai are cine să contribuie? Și nu știu să răspund. Și atunci, bună ziua, domnul Bența, ce faceți astăzi după amiază? Am nevoie pentru telespectatori să veniți în studiourile B1 TV. Și avem, domnul Bența, încep abrupt. Asta este întrebarea cea mai frecvent pusă în ultimele săptămâni de către cei cu care am la emisiune contact și slavă Domnului, după cum știți și o să-i auziți și noi astăzi în direct pe oameni, am contact zilnic cu oamenii, cu telespectatorii. Va supraviețui sistemul de pensii românesc încât să asigure pensia liniștit, tihnit și pentru cei care acum încă sunt în câmpul muncii? Opinia mea este că pensiile se vor plăti în continuare și peste 10 ani și peste 20 și peste 50 de ani, numai că puterea de cumpărare va fi foarte scăzută pentru pensii. Dacă acum ne plângem că o pensie, un punctaj, o pensie obișnuită, medie, are 1000 de lei, 1100 de lei, de la 1 iulie punctul de pensie va fi 1100 de lei, e bine, eu mă aștept ca peste 30-40 de ani echivalentul la o pensie să fie echivalentul la 2-3 pâini sau la 1 kg de lapte, 1 kg de... De ce au amânat, domnule Bența, de ce au amânat, de ce Lia Olguța Vasilescu și guvernul din care face parte din nou, al treilea guvern din care face parte, de ce au amânat și creșterea punctului de pensie, și recalcularea, și legea pensiilor? Eu cred că încă din octombrie s-a știut rezultatul unor evaluări, pentru că au muncit foarte mulți oameni la Ministerul Muncii, s-au făcut evaluările, iar bugetul, este o prezumția mea, este o ipoteză de lucru, nu s-a comunicat public, că bugetul, în urma aplicării simulărilor pe noua lege, nu sunt suportabile de actualele condiții economice ale României. Adică nu sunt bani suficienți. Adică nu ne ajung banii. Și aș vrea să spunem niște lucruri macroeconomice în acest moment. Pe 2018, statul român s-a angajat să plătească 62,5 miliarde de lei noi pentru pensii. Dacă ne uităm la suma în sine, este o sumă uriașă, foarte greu de strâns acești bani. Dacă ne uităm la faptul că pensia este de 1000 de lei și este vai de viața celui cetățean al țării care iau pensie de 1000 de lei, mi se pare că pensia este mică. Însă numărul celor care sunt plătiți din bugetul de pensii este foarte mare și aș vrea să spun că, din păcate, cei care sunt plătiți din bugetul de pensii nu sunt doar pensionari. Pensionari plătiți din bugetul de pensii sunt circa 5 milioane, dar îndeplinesc condiția de a fi conform definiției legale pensionar doar vreo 3 milioane. Diferențele de pensii sunt niște sume plătite la persoane care, din păcate, și nu vreau să fie nimic cinic aici, ele nu au plătit niciun ban vreodată, vreo contribuție la bugetul de stat, dar sunt finanțate de la bugetul de stat pe principiul solidarității cu cetățenii noștri care o duc mai rău. Este un principiu care ar trebui să-l acceptăm. Cât de mare este această solidaritate sau mai mică, fiecare dintre generații va avea un punct de vedere. Câți bani din cele 62 de miliarde, 62,5 ați spus, bani de care este nevoie pentru a fi plătite pensiile lunar în România? Nu, cât? Cumulat, este un buget anual. Anual? Da. Pentru a fi plătite lunar pensiile, trebuie bugetul anual de 62,5 miliarde de lei. E bine? Da. Cât la sută din acești, sau câte miliarde din acești bani sunt bani de împrumut, bani pe care sistemul de pensii nu îi are? Circa 7 miliarde de lei noi sunt finanțate în fiecare an din bugetul de stat. Trebuie spus în felul următor. Din păcate, încă din anul 2001, încasările făcute de
de bugetul de pensii din contribuțiile actuale ale salariaților și ale angajatorilor, și o să discutăm cu anul 2018 cu transferul asigurărilor sociale, a adus o nebunie generalizată, deci din contribuțiile angajaților și angajatorilor, din 2001 nu sunt suficienți bani să se plătească pensiile, iar diferența de bani este finanțată din bugetul de stat. La rândul său, bugetul de stat are și el deficit, se împrumută sau colectează din alte taxe. Ideea este că prin acest transfer al asigurărilor sociale, cel puțin la nivel de doctrină, observăm că s-au mai majorat anumite asigurări sociale pentru anumite categorii de venituri. Se pare că cel puțin, teoretic, pentru că încă suntem în ianuarie, suma finanțată de la bugetul de stat este mai mică, adică de vreo 7 miliarde de lei. Deci 54 de miliarde de lei sunt încasările prognozate de la actualii salariați, de la actualele PFA-uri, de la actualele persoane care câștigă drepturi de autor ce plătesc pensii în continuare, iar diferența va fi finanțată din bugetul general de stat. Care e cea mai mare problemă pe care trebuie să înțeleagă un pensionar că o are sistemul în România? Suportabilitatea generală a taxelor plătite de salariați. Adică? Cu toți știm că plătim impozite, dar cât de mari sunt, de-abia acum le vedem pe un stat. Acum sunt puse pe un stat. Eu m-am uitat, nu o să spun cifra, m-am uitat pe stimațele spectatori, mi-a arătat domnul Brența înainte de a intra în direct, suma pe care a plătit-o domnia sa, atenție, expert fiscal, unul dintre cei mai valoroși experți fiscal pe care are țara, cu activitate în consecință, nu vreau să vă spun, suma este halucinantă. Bani pe care i-a plătit anul trecut, în 2017, contribuție la pensii. Păi, dacă, mă rog. Bun. Deci, în primul rând, lăsăm la o parte activitatea unui PFA, vorbim de salariații obișnuiți. Pe statul de salarii, în acest moment, se rețin 25% contribuția la pensii, 10% contribuția la sănătate și 10% impozitul pe venit. Deci, total, aceste rețineri sunt de 45%. Asta este problema, hai să spunem, un pic de dispută între generații. Deși nu este o dispută în generații. Politicienii n-au făcut să creadă, domnule, tineretul nu vrea să plătească pensii și sunt împotriva bătrânilor. Nu, asta este o eroare. În acest moment, nivelul de taxare de 45% adus unui salariat este un nivel foarte greu, mult mai mare decât l-au suportat cei care sunt acum pensionari. Și atunci se pune problema, domnule, dar eu când mai pot să trăiesc? Cât de mult pot să iei de la mine din salariul meu ca să pot să trăiesc? Cei care sunt acum la pensie, uite, chiar nu știu, nu m-am gândit niciodată. Care era presiunea taxelor și impozitelor pe salariile lor, cei care sunt deja la pensie, comparativ cu cei 45% halucinanți pentru cei care muncesc acum? Înainte de 1989, cam 2-3% era nivelul de taxare, pensii suplimentare. Sper să nu greșesc, nici eu nu eram în activitate. Ponderea cea mai grea a intrat în 2001, când a intrat prima lege generalizată a pensiilor, legea 19, și atunci nivelul de taxare era de 10,5 și a fost întotdeauna 15-10,5. Păi și stați, dar erau acum vin eu și vă întreb ca cetățeanul, fără, cum să zic, fără niciun fel de... Sigur, și atunci se plăteau contribuții la sănătate și impozitul pe venit. Am avut perioade în care impozitul pe venit era foarte mare. Deci până în anul 2004, impozitul pe venit urca până la 40%. Deci taxarea muncii a fost grea dintotdeauna după anul 2000. Deci asta am vrut să aud. Da, deci după anii 2000, taxarea muncii a fost într-adevăr foarte grea. În momentul în care numărul de salariați a fost mai mic decât numărul de pensionari, s-a întâmplat undeva la nivelul anilor 2000, atunci într-adevăr a fost cea mai grea taxare a muncii, 1998-1999. Însă cu siguranță, nivelul de taxare de acum este mult mai greu pentru salariat față de când a fost vreodată. Din punct de vedere fiscal, zona pe care o cunoașteți și o analizați foarte bine, care este impactul plecărilor masive din țară, a tinerilor, a persoanelor active și perspectiva, nu foarte îndepărtată, domnul Bența, de ieșire la pensie a celebrilor decreței? Știți, asta spun pentru cei mai tineri. Nicolae Ceaușescu și Partidul Comunist Român au dat la sfârșitul, spre sfârșitul anilor 60, cred că în 67 a fost, un decret prin care s-a interzis avortul, s-au interzis chiuretajele, întreruperile de sarcini, s-au interzis. Adică trebuia să faci copii cu japca, care rămâneai gravidă, trebuia să-l naști. Acea generație, acele generații, numite generic decreței, au acum în mod firesc 50-51 de ani, biologic, atât a trecut de atunci. Oamenii ăștia nu sunt la pensie, din fericire, întrebare, nu mai e mult și or să înceapă în primul pas femeile, apoi și bărbații, să iasă la pensie. În același, știu că întrebarea e un pic mai lungă, dar o fac mai lungă și mai elaborată, tocmai ca să înțeleagă toată lumea ce vreau să pun în discuție cu dumneavoastră, domnule Bența. Care este suportabilitatea unui sistem fiscal și a unui sistem de pensii în momentul în care tinerii pleacă pe capete să muncească în Anglia, Franța, Germania, Spania, iar în țară se pregătește un val de pensionări halucinant?
Impactul va fi foarte greu de suportat și aici rolul pilonului 2 de pensii private ar fi trebuit să fie definitoriu. Și haideți să le luăm pe rând. Din punctul de vedere a statisticii, în anul 2007, când noi am aderat la comunitate, numai puțin de un număr de 800.000 de persoane au părăsit România, iar statistic undeva între 50 și 60.000 sunt în fiecare an care pleacă. Asta ar fi una dintre cauze și va avea efect în timp. Cuantificarea este greu de stabilit pentru că nu știm când vor ieși decreței la pensie. Un lucru foarte grav pe care nu spune nimeni, este evident fiecare mamă are dreptul asupra vieții ei, dar totuși au fost cam 2 milioane de avorturi după 1989 în această țară. Deci încă 2 milioane de persoane care nu s-au născut. Probabil acum, dacă se nășteau un timp, aveau 15, 20 de ani, 25 de ani. Iarăși o situație dramatică pentru populație. Statistic, în fiecare lună se nasc cu 300, 300, 400, 500 de persoane mai puțin decât cele care decedează. Din păcate, trendul populației este de îmbătrânire și cândva, cândva se va întâmpla ce a făcut Europa de Vest. Au deschis porțile. Nu știm cui le deschidem, dacă le vom deschide sau dacă mergem doar în zona aceasta de îmbătrânire generală a populației. Vorbeam de decreței. Persoanele din anii 70 au fost și cele mai deci numeroase. Deci decât a fost dat în 66, da. Ei au început să se nască 67, 68, 69. În general, cam anii 70 au fost cei cu cele mai multe nașteri, undeva perioada 70 spre 75, 77 chiar. Aici avem un număr cel mai proeminent. Și vrem, nu vrem, asta este realitatea. În acest moment, generațiile de decrăței, plus sau minus 5 ani înainte sau după, ei duc în continuare în acest moment economia națională. Care e problema decrățeilor? Problema decrățeilor e că după acești decrăței n-au mai venit alte generații la fel de numeroase sau n-au mai venit deloc. În momentul când ei vor ieși la pensie, vom avea probabil o majorare cu cel puțin a unui număr de 500.000, 700.000, poate chiar un milion de persoane la pensie față de fără ca în planul contribuțiilor să crească numărul de contribuabili. Exact. Ba chiar să scadă. Vor scădea. Dacă păstrăm același trend de natalitate negativă, asta este realitatea în acest moment, deci murim mai mulți decât ne naștem pe românește, ăștia care murim mai unii mai și pleacă, că astea sunt condițiile economice și cine e vinovat vom stabili împreună. Ideea este că aceste generații, în momentul în care vor ieși la pensie, vor avea într-adevăr un preț singuriaș pe buget. Dar știți cum este făcut bugetul? Bugetul este făcut pe împărțeală. În momentul în care ai un statistic, un buget și ai un număr de beneficiari, e doar o problemă de matematică, devine o statistică. Este o tragedie când îți moare un om, este o tragedie când mor 2-3. Dar în momentul în care ai un număr mai mare de decese, este doar o statistică. Eu cred totuși că trebuie spus un lucru. Punctul de pensie este promis de către doamna Lia Olguța Vasilescu și guvernul PSD că va ajunge la 1775 lei peste 2 ani. Da? Punctul de pensie. Nu l-a fost luat înapoi, domnul Bența. Este ăla cu bunul câștigat, dreptul câștigat. Ies oamenii pe stradă. Deci, mai jos nu-l vor da, că n-au cum. Da? Cel mult va fi o creștere cu inflația, să zicem. Întrebare. În momentul în care faci punctul de pensie de 1775 de lei sau 1100, cât va fi acum în vară, la 1 iulie, estimați telespectatori, crește de la 1000 la 1100 de lei punctul de pensie. Da? Suportabilitatea sistemului de pensii, care și acum se împrumută 7-8 miliarde, că nu i-are banii ăștia. De la bugetul de stat. Întrebare. Cum trebuie să înțeleagă un român normal la cap o țară în care n-ai bani de pensii, iei de la investiții, iei de la școli, iei de la grădinițe, iei de peste tot, pui 8 miliarde anual la pensii, da? Și tu vii, le mărești și promiți o creștere nu ușoară, fabuloasă, atenție, fabuloasă, de la 1000 la 1775, o creștere cu aproape 50%, 30-40% creștere a punctului de pensie. Cum? Poate chiar 60%, dacă ne ducem până la 1750. Măsurile sunt întotdeauna macroeconomice sau mecanice. Dacă intrăm într-o zonă din aceasta de mecanică, doar de creștere scriptică, păi se va întâmpla exact ce am avut în ultimele luni. Toate aceste creșteri de nominale de pensii se neutralizează pe rata inflației sau pe cursul de schimb valutar din ce în ce. Adică îi prostește pe oameni, le dă cu o mână și le ia cu alta? Nu-i vorba că îi prostește. Astea sunt regulile economice. Regulile economiei sunt nescrise și nu poți să dai o lege ca broci. Nu, un pic, că nu e legea gravitației. Nici o regulă a economiei. Eu am verificat. Benzina la pompă în Germania sau în Austria nu a crescut la preț cum a crescut la noi în ultimele 3-4 luni. Și suntem în același continent, pe aceeași planetă. Adică eu înțeleg regulile pieței, dar de ce doar la noi?
De ce la noi cursul se duce varză cu carne, iar raportul euro, este, nu raportul euro, puterea de cumpărare în euro a italianului, a spaniolului, a francezului este mai mult sau mai puțin aceeași și înainte de Crăciun și acum? Pentru că noi, în primul rând, avem lei. Ăștia sunt deocamdată moneda națională. Când va intra euro, o să vedem. Și nu cred că o să ne fie ușor, cel puțin 20% dintr-o putere pierzi în momentul în care ai adoptat euro. Ideea este de structură de producție națională. În acest moment am văzut că de sărbători au fost vânzări record. Toate magazinele și supermarketurile au fost pline. Marea majoritate a bunurilor consumate în această perioadă provin din importuri. Deci nu am ajutat economia altora. Corect. Economiștii spune așa, dezvoltați economia crescând consumul. Dar niciun economist n-a bătut cu pumnul în masă, băi, crește consumul bunurilor produse la tine în țară. Care? Care? Care mai sunt? Pentru că ne-a fost foarte ușor să strângem bani dintr-un TVA, din importuri. Dar ne-a fost foarte greu să finanțăm o firmă. Dimpotrivă, în momentul în care am avut niște, câtuși de cât, niște firme naționale, au venit valuri de inspecție, hai să-i cotonăgim și pe ăștia care mai produc ceva pe aici, pe România. Ok. Revenim. Marea majoritate a bunurilor sunt produse din import. Cum se fac afacerile? Că eu lucrăm în zona asta. Păi se cumpără pe datorie, asta înseamnă că o scadență la marfă ai la 30 de zile, la 60 de zile, la 90 de zile. Și vin puseurile acestea. În ianuarie au fost primele tranșe de datorie, au te-a urcat cursul, că părerea mea încă e jos. În februarie, martie vor veni scadențele adevărate pentru bunurile. După părerea noastră, cursul va... Va urca. Va urca mai mult. Wow. Da. Și acum vine următoarea întrebare. Ce influență are asupra roborului? Păi, influența este foarte simplă. Roborul înseamnă cu cât se împrumută băncile între ele, adică cerere de lei. Dacă o firmă are nevoie de mai mulți lei din piață ca să plătească mai mult euro, evident, va lua mai mulți din piață sau se duce la bancă și se împrumută. Și atunci avem această cerere superioară de lei. Plus că mai există alte legi ale bancherilor. Toată lumea le cunoaște. Niciodată o dobândă nu o să fie mai mică decât inflația. Banca nu-ți merge pe rată negativă de profit. În afară de lipsa banilor pentru, din sistemul de pensii, pentru plata pensiilor, ce anume altă problemă mai are doamna Lia Olguța Vasilescu? Pentru că acest nou guvern Dragnea, condus de doamna Dăncilă, a făcut niște amânări în sistemul de reglare a pensiilor pe care nu le-a, cum să zic, nu le-a justificat aproape deloc în piață. Siguranța aici sunt unele lucruri care țin mai mult de structura internă a legii pensiilor și a principiilor de pensii. Toată lumea a prezentat situația în care două persoane care au muncit aceeași perioadă au avut același salariu, au avut aceleași funcții, da, și relativ aceleași atribuții, iar la momente diferite au ieșit cu pensii diferite. Așa. Sigur, și asta este egalizarea se va face la pensia mai mare. Egalizarea se va face la pensia mai mare. Nu cred că asta este o problemă că mai crește undeva. Problema mea este de altă natură. Problema este de natura celor care primesc în acest moment pensiile. Dacă ne raportăm la cele 5 milioane de persoane, îndeplinesc noțiunea de pensionar, dar vreo 3. Da, adică minim stadiul de cotizare. Da, corect. În momentul în care acest buget al pensiilor, așa cum este el, deficitar, va fi raportat numai către persoanele care, într-adevăr, au calitate de pensionar, atunci, da, poți să spui că ai premizele, ca o sumă mai mare să se distribuie la un număr mai mic și atunci să se poată crește, păi, punctul de pensie. Păi stați un pic, 2 milioane, ce faci? Asta este întrebarea fundamentală. Ce se întâmplă cu ceilalți 2 milioane care primesc, așa cum știm noi, acum pensia minimă, aceea de 640 de lei? Minim garantatul. Se transformă într-un ajutor social. Întrebarea este de unde este finanțat. Dacă este în continuare finanțat din bugetul de pensii, atunci este doar o schimbare de denumire, până la urmă urmei. Dar dacă este construit un alt buget separat de la bugetul de stat prin care să plătește aceste ajutoare sociale, că așa vor fi indemnizații sociale, da, atunci se pune într-adevăr un alt pressing pe actualii contributori. De ce? Pentru că bugetul de pensii așa rămâne doar pentru acele persoane care într-adevăr aveau dreptul la pensii pentru că aveau stagiul de cotizare, da, făcut, da, aveau vechime, aveau plățile făcute, iar ceilalți care nu aveau niciun stagiu de cotizare, dar erau ajutați de noi pentru că așa este societatea din acest moment, vor fi trebuie să plătesc și ei, că doar nu poți să-i arunci peste barcă. Nu, eu da, uitați, mă ridic și vă arăt ceva. Ăsta este sacoul pe care îl port. Un sacou modest. Are două buzunare. Poate trei. Dar aici am sistemul de pensii, da? Banii de pensii ai statului român și aici am banii bugetului consolidat al statului. Bugetul de stat. Da. Bugetul de stat. Contează de unde îi plătesc pe ea 2 milioane, suntem nebuni, Doamne iartă-mă. Nu să-mi explicați că dacă îi scoate din calitatea de pensionari pe care nu ar trebui să o aibă, că n-au contribuit, îi plătim de aici. Dar de fapt de aici sau de aici e din același ban public, același, banul e același. Nu? Nu, nu.
Să nu spuneți că o să care, în momentul în care i-ați mutat în alt buget, din alt buzunar, atunci banii care erau doar în buzunarul drept rămân doar în buzunarul drept pentru număr mai puțin. Și poți să crești pensiile. Exact. Și atunci se pune întrebarea ce se întâmplă cu acele... Păi și cu aia 2 milioane, repet, de oameni care trebuie să-i plătesc din buzunarul ăsta. Asta este întrebarea retorică pe care n-am găsit răspunsul din această nouă. Deci nu avem încă răspuns. Nu avem răspuns. Dar ei ori avea? Dar dacă mă întrebați pe mine care e intuiția... Expert fiscal și... Intuiția mea este că vor fi plătiți tot din bugetul de stat. În detrimentul altor cheltuieli bugetare. Adică, ca să înțeleagă... Pe românește, vom tăia iarăși investițiile. Asta am vrut să spun, de la dezvoltarea țării tăiem ca să plătim pensiile în continuare și pe cei cu ajutor social care nu vor mai fi pensionari. Deci, atenție, eu nu am nimic împotriva pensionarilor, doamne ferește, trebuie dar să trăiască ei decent. Dom'le, ei ne-au crescut, ei au făcut țara, domnul Bența. Părinții noi să trăiesc? Da. Să le dea Dumnezeu sănătate. Ai mei s-au prăpădit, Dumnezeu să-i odihnească. Ei au construit țara asta. Da. Ei, după 30-40 de ani de muncă, majoritatea au niște pensii la nivelul penibilului. Cum bine ați spus, 1000 de lei. Păi ai pensie să trăiești cu 1000 de lei într-o țară în care a ajuns ou să costă... Nici nu mai vreau să dau prețuri. N-au bani de medicamente, să-i vedeți cum umblă prin gunoaie. Să-i vedeți cum umblă prin gunoaie bătrâni care au fost profesori, învățători, umblă prin gunoaie. Bun, nu vreau să devenim patetici. Întrebare. Ei, care... Sau ne îndatorăm. Păi cât să ne mai îndatorăm? Încă mai duce țara asta. Deci, statistic, noi stăm bine cu datoria externă. E chiar scăzută la nivel de PIB. Păi ce am făcut acum, domnul Bența, dacă le dați apă la moară că se mai pot împrumuta? Păi stați un pic, avem 60 ceva de miliarde. Nu, avem 90 de miliarde datorii. Păi nu, cu totul avem 90. Da? Bine, da. Nu, batem aproape 100 de miliarde. Cine-i dă înapoi pe ăștia? Nu-i dă nimeni înapoi. Se cheamă cedarea suveranității. Poate ne mai lăsăm și un zăcământ. Și tată de fată minunată de 12 anișori, îi spuneți copilului dumneavoastră acolo la televizor, poate să uită fata dumneavoastră la televizor. Băi, fata lui tata, ai să crești într-o țară în care ești slugă? Stați un pic. Suntem într-o țară în care suntem slugi. Nu că o ai să crești, nu o să fie în viitor. S-a întâmplat deja. Hai că ne-am mai liniștit. Am crezut că vorbesc numai eu în cuvinte de genul. Da, și eu spun la fel. Bine, deschidem telefoanele în momentul acesta, emisiunea va aparține, invitatul va aparține. Am o rugăminte celor de acasă, nu vreau să discutăm fiecare cu dosarul lui de pensie, fiecare, domne, am atâția ani vechime, ce pensie, nu. Dacă aveți vreo întrebare legată de problema pe care o discut cu domnul Bența, de sistemul de pensii, nu de cazuri particulare, cu tot dragul, de-aia l-am invitat pe Adrian în studiourile B1, ca să vă stea vouă celor de acasă la dispoziție și mie, pentru că și eu am de învățat de la el, nu știu, aici el este unul dintre experții pe care îi chemăm la B1 TV. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm cu drag. Alo? Eu sunt solist de muzică populară și... Vasile, alo? Alo, da. Ești în direct, te ascult. Bună seara. Bună seara. Ai ocazia, Vasile, fiind în direct cu unul dintre experții României în domeniul fiscal și economic, să pui o întrebare dacă ai vreo nelămurire în ceea ce privește sistemul de pensii. Vă salut, domnul Bența, domnul Barbu. Cu respect. Sănătate multă și eu vă ascult întotdeauna, domn profesor, la emisiune de la un post de radio. Poți să-i spui numele, că e un post și o emisiune, sunt amândouă foarte valoroase. Antena Satelor, vă ascult cu Antena Satelor, o emisiune care... Bența la Antena Satelor scrie istorie, corect. Și cu mare intenție, mare profesionalism. Bine, am terminat momentul de promo. Hai, zi întrebarea. Întrebarea este în felul următor. Eu am 58 de ani. Oare ce se va întâmpla cu mine până la 65? Bună întrebare, domnul Bența. Exact ce vă spuneam, v-am spus că asta e întrebarea tuturor. Uitați-vă. Deci, întrebarea este ce se întâmplă cu vârsta de pensie. În acest moment este un tabel. Nu, v-am întrebat ce se întâmplă cu el dacă mai are... Vasile, am înțeles bine, întrebarea e așa. Eu la 65 de ani o să mai îmi vină poștașul cu pensia la ușe? Așa este, da. Asta e problema românilor, domnul Bența, și reală. Deci o să vină poștașul cu pensia, numai că puterea ei de cumpărare va fi mult mai scăzută decât... Adică vine cu o pensie cu care nu prea o să mai ai ce face, zice domnul Bența. Da. Te-a încurajat. Deci pensia va veni, dar puterea ei din cumpărare va fi din ce în ce mai mică. V-am mulțumit din suflet. Mai dau un... Da, zi, Vasile. Vă rog din suflet să mă iertați. Să vă mai dau un exemplu. Mama mea a fost la CFU. Are 19 ani și ceva pe... Cum îi zice? De muncă. De muncă. Știți cât are pensia de CFU? Da. 2.200.000. Deci 220. Da.
Mersi mult, Vasile. Mergem mai departe. Altă întrebare. Hai să vedem care sunt problemele cu care voi vă confruntați și nu știți să răspundeți la ele și domnul Bența ne-ar putea ajuta. Aș vrea să aduc aici la sistemul ăsta de pensii. El este discutabil nu numai munca, pentru că să nu uităm atunci la începutul CAP-ului, cel puțin din punct de vedere juridic, nu era un transfer de proprietate, adică nu ți-au luat, ți-au confiscat pământul, ci cel puțin la nivelul era de asociere. Teoretic, din punct de vedere normativ, nu s-a schimbat un drept de proprietate. Dar abia către anii 80, în momentul în care CAP-ul i-a angajat cu contracte de muncă, poți să spui că atunci s-a transformat din confiscare din Mergem faptul. La Iași, bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Salut, Romica. Am și eu o întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Te rog. Ce s-a mai făcut cu fondul ăla proprietatea, cu întreprinderile alea dărâmate, cu fiarele alea vândute, cu miliardarii care au apărut după vânzarea utilajelor noi la fier vechi? Da, corectă întrebare. Și cu terenurile care au fost aferente întreprinderilor respective, pe care statul a beneficiat de bani. Corectă întrebare, Romica. Mersi mult. Domnul Bența, întrebare grea. Întrebare foarte grea. Au fost niște băieți deștepți care au fost mai deștepți decât ai lați băieți deștepți. Și au ajuns la băieții deștepți care probabil profită pentru ele, adică, și pentru țară. Mai pe scurt, așa, au jefuit o țară întreagă, 20 ceva de milioane de români au fost jefuiți și averea lor prăduită, ca să o luăm mai pe simplu. Depinde, pentru că tot noi am făcut legile, nu le-a făcut altcineva. Numai că nu le-ați făcut dumneavoastră. Nu, și la nici momentul eu. Respectiv. La momentul ăla l-au făcut, în majoritate erau niște cercuri de interlopi politici. Ăia nu erau parlamentari. Majoritatea erau interlopi politici, care au jefuit o nație întreagă de ce a făcut, de ce a muncit nația și au transformat exact în ce spuneți dumneavoastră. Într-o mebo, privatizări pe un dolar, prostea la aia cu care a fost jefuit poporul în anii 90. Sigur, acum, uneori, măsurile astea de privatizare n-au fost toate proaste. Dacă ne gândim că... Ia dați-mi un exemplu de una bună. Dați-mi un exemplu. Păi, hai să vorbim de Sidex. Este o tragedie ce a fost la Sidex. Este un dosar pe care îl cunosc la nivel de detaliu. Știu exact cine îl căpușa, știu exact cu cât l-a luat Mittal, știu exact cum a venit ăla care a fost premier al Marii Britanii și a venit la ăsta la altul și i-a băgat sula în coaste să le dea aproape moca indienilor ăla. Deci, atenție. Eu aș vrea să fiu... Banii cu care Sidex-ul a fost cumpărat... A fost valoarea unui jucător de fotbal. Bravo! Păi vedeți? Da, dar aș vrea să vă spun în felul următor. Dacă nu se vindea pe prețul la un jucător de fotbal, încă se mai furau câteva miliarde de euro din banii tot ai mei. Și noi ce facem acum? Ne bucurăm că am dat un câine de rasă pe 3 lei doar ca să-i dea unii căpușele jos după el? Cu siguranță este cea mai bună decizie, pentru că altfel ar fi fost furate de vreo 20 de haitei de câini. Foarte tare. Deci dacă domnul Bența, la care eu țineam foarte tare și mai țin un pic în continuare, dar mă dezamăgește, dacă îmi spune în emisiunea pe care o facem că e bine... că ne-am vândut tot doar pentru că suntem o nație de hoți și condusă de alți hoți, pe mine mă doare sufletul. Domnul Bența, încă o dată spun. Nu vă supărați pe mine. Cel care a spus că ruina a fost, economia țării este o ruină de fier vechi, a fost votat de 80% din cetățenii țării. Petre Roman. Corect. Un accident dramatic în istoria politică a României. A fost votat de 80% a fost din cetățenii țării. Aici mi-ați închis gura, cu Petre Roman mi-ați închis vă gura. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Mergem mai să vă fiu drag în continuare. Fiți convins, altfel nu eram împreună în fața oamenilor. Salut, Ioane, la Arad ești în direct. Bună seara. Te ascult. Stimate domn, probabil că după ce vă voi spune și eu părerea mea, vă și făcut presediț, că am mai pățit lucrul acesta. În primul rând, ceea ce spune pe burtiere că nu sunt bani pentru pensii, eu cred că e o manipulare. Bani pentru pensii, statul trebuie să asigure. Chiar dacă asigură... Dar unde asigură? Îi bagă la tiparniță? Îi bagă la tiparniță? Nu îi bagă la tiparniță. Am înțeles. Dar mai sunt și alte surse pentru... Hai să le spuneți-mi două surse în afară de salarii și pe seara. Ceea ce am prins domnea de la PSD și nu fac, când am mers să-i votez, eu nu am votat pentru punctul de pensie. Spuneau că impozitează firmele străine, spuneau că reglementează vânzarea pământului, exploatarea pădurilor și legea prevenției. Fiind de meserie știu ce înseamnă lucrurile acestea. Nu, dar iertați-mă, Ioane, da, te-a întrebat foarte corect, domnul Bența. Spune o sursă de finanțare a sistemului de pensii, alta decât... Domnule, colectarea mai bună a obligațiilor către stat
O colectare mai bună? Eliminarea furtului. Păi nu vrei, băi Ionică, nu vrei întâi să fie o colectare mai bună și după aia să crești pensiile, te întreb eu? Adică întâi le crești sperând că vei lua bani la ANAF mai mulți? Domnule, asta da. E o politică a PSD-ului. A făcut, a, bun, așa da. Prima tâmpenie care a făcut-o. Gata, așa. Gândiți-vă pe timpul lui Ponta cum a majorat pensiile speciale. Gândiți-vă și peste dicelor actuale. Au eliminat impozitarea, nu, contribuția pentru sănătate. Au avantajat tot pensiile mari, nu? Da. Bine, că ok. Au implementat și aceste pensii absurde de 30-40 de mii de lei pe lună. Ionică, să știi că și eu și domnul Bența suntem perfect de acord ca orice român sănătos la cap, că pensiile românilor sunt în majoritate penibile și că ar trebui să fie mai mari. Întrebarea mea, Ionică, întrebarea mea la care domnul Bența are amabilitatea să-mi răspunde, să și comenteze, este de dacă sistemul va rezista, că dacă tragi două cârpă la un dat, se rupe țesătura. Sistemul de pensii este în, cum s-ar spune, în criză în toată Europa. Am înțeles. Nu numai la noi. Bine. Să știți că nici în Germania, au stat de vorbă cu prieteni, nu au pensii extraordinar de mari față de salariile care le au. Am înțeles. Ia zice, stați un pic, stai așa, Ionică, stai să întreb un expert, că eu nu mă pricep. Cum e, domnule, cu pensiile în Germania? Pensionarii toți își doresc să aibă clienții naturiști pensionari germani. Deci sunt de la 3-4 mii de euro. Știți ce are dreptate domnul cu colectarea? Și aș vrea să după aceea să explic. Stimate domn, eu am stat de vorbă cu un prieten care a lucrat la Mercedes. Mă ascultați? Da, normal. Într-adevăr, are o pensie de 2500 de euro după, la o salară de 6000 de euro în mână. Dar îi mai dă întreprinderea. Mercedes încă 900 de euro. Ionică, nu mai spune numele firmei că ne dă în dracu, ne iau ăștia de la celea că facem reclamă mascată. Fii atent aici. Ionică, știi ce înseamnă o pensie de 2500 de euro? Înseamnă o pensie de 120 de milioane de lei românești. Nu trebuie să-mi explicați, numai că trebuie să... Acum tu compari o pensie de 2500 de euro cu una de 200? Ai nu știu... Noi nu vom ajunge să trăim niciodată ca în Germania. Bine, și atunci ce compari cu ei? Păi nu, eu am spus că nici acolo pensiile nu sunt... Bine, după părerea ta, sistemul de pensii e ok în România. Nu este ok. Am înțeles. Nu este ok, dar am spus, dar eu v-aș ruga altceva. Iar când faceți câte o emisiune, ați făcut la un moment dat și mie mi-au plăcut foarte multe acele emisiuni. Mai chemați și un politician să prezinte situația... Domnule, dacă dumneata, Ionică, fii atent. Eu invit aici în locul domnului Bența, pe cine îmi spui tu acum, dar fii atent ce rugăminte am. Să-mi recomanzi un politician care, odată venit în locul lui Bența, nu face ce face Bența, să spună adevărul și să spună lucrurilor pe nume. Ăla minte, domnule, aproape toți. Ascultă-mă puțin, Ioane. Zi tu numele unui politician pe care să-l invit tu, fiind convins că el va spune adevărul. Domnule, niciun politician nu spune decât adevărul care îi convine. Ne-am mai liniștit. Asta să fie clar, dar eu vă spun un lucru. Da. Amintiți-vă cum s-au manipulat situația cu legile justiției. Eu, pentru că am susținut niște lucruri, am fost făcut pe cedit. Bine, nu vreau, Ionică, așteaptă mulți oameni la telefon să discutăm de pensii. Nu, atât vreau să vă mai spun. A apărut fostul președinte Băsescu, ascultați-mă ce vă spun. Da. Și am dat telefonul respectivului, domnule, vezi că mai vorbește un președit la un anumit post de televiziune. Deci, domnule, nici nu știm să ne respectăm unul pe celălalt, nu știm să ne ascultăm, tot le știm pe toate. Dacă înainte de 89 eram priceput la fotbal și în agricultură, acum ne pricepem și în politică. Mersi mult, Ionică. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Aș vrea să-l completez un pic. O secundă, Teddy. Domnul are o perfectă dreptate la colectare. Când s-a făcut transferul asigurărilor sociale, s-a prezentat ca bombă de presă că zeci de mii de firme nu-și plătesc asigurările sociale și că ăsta ar fi unul dintre motive. În momentul în care a intrat în detaliu, observăm că primele 9 poziții, sunt firme de stat. Și ar fi fost foarte bună introducerea infracțiunii la domnul ăla care nu plătește asigurările sociale, reține de la om. Să facă un piculeț de zdrângăneală de pușcărie. Un pic la pușcărie, dar n-are cum, că nu are, exact. Nu poți să-i bași pe aia de la Huilă, să-i bași pe aia din Valea Jiului, exact. Să-i bași pe aia care sunt din Gorj, care nu plătește. Nu poți, că sunt de stat. Anumite companii care timp de 20 de ani, de 10 de ani încoace, n-au făcut decât să dea salarii mai mari în mână, pentru că ele nu plăteau asigurările sociale și să livreze pensionari. Asta este o realitate tristă. Nu, e adevărat, oamenii au muncit în mină foarte greu. Dar în momentul ăsta, cel mai mare datornic la bugetul asigurărilor de pensii este compania națională.
la Holiele, care are 3,7 miliarde de lei. Pe locul 2 este tot o campanie minieră, cea cu restructurarea minelor, care are vreo 800 de milioane de lei. Trebuie deci să luăm, dintr-o dată am depășit un miliard de euro. Trebuie să luăm, domnule Pența, doar 2-3 minute de publicitate pe cei care sunt la telefon și avem la Iași, Mihai, știu că ești la telefon. Te rog eu, ai eleganța, că n-am ce să fac, trebuie să dăm publicitatea, să rămâi un pic cu noi, că revenim la Iași cu tine. Sunt mulți pompieri care nu mai aud, și eu sunt